Mulțumesc, doamnă președintă. Am votat cu siguranță pentru acest raport. De fapt, este vorba de o rezoluție a Parlamentului European dedicată, ca de obicei, unei reuniuni a Națiunilor Unite pe temele femei. Pare a avea un caracter ușor formal și, deși toți suntem convinși că acest fenomen cu costuri sociale, cu costuri economice grave, trebuie eradicat, pașii pe care i-am făcut ca societate pentru eradicarea lui sunt adesea formal și de foarte multe ori nesemnificativi. Două lucruri mi se par importante în acest raport. Faptul că se cere o susținere mai mare financiară din partea statelor membre pentru a finanța programele ONU Femei și faptul că Uniunea Europeană este motivată să susțină acel plan global de implementare pentru eradicarea violenței împotriva femeilor din 2015 de către Națiunile Unite. Însă, deși există legislație relevantă, nu există pârghii care să determine statele membre să pună presiune pentru implementarea în mod real a legislației adecvate. Vă mulțumesc!